Πού μελεύει μετά περαιτέρω εκκλησία τη Ελληνική Καθόλικη Ρωμανία. Αριστάρα, μα εντύπωση πάτε, βυσέλικα γκρέκο-καθόλικα, πώ πάσα να παραλύκει πριν δεκρέτου του τέλου του Τεκίνδεσο, τα δι Δεκέμβρη μήνων στε πάρτου Δεσό. Η άλλη βυσέλικη Ρωμανο-καθόλικη, η καθολική του Φλάβια Σερβίρε, εντρολούπερα, λεπετούλιο, ασάρε, πού, στου σκάου του Βατικάνου. Αριστάρια πρέμοντς λορκατόλικ και προπαγάνδα με το Βίβα Βατικάνου που μήνω ως το πάρκο του Σάπτε, που είναι ρεα την ορμαρία λάικη λορακτή, δεν οντσάρια κομπορτάτου του, δεν σφιντσάρια μπατσαμούντου του κομπρισιονάλ και ενστρούκτη ρελικιάσε κυκόν, δεν και ακούλτε λορκο μοντέλο Σοβιέτη, ιντερζίκερα από την κάτσι λορκατόλικε, ιντερζίκερα ασοκιάτσι λορπρέμοντς λορκελάικη λορκατόλικη, de sfințarea patrului cei catolice, naționalizarea spitalelor catolice și a institutelor de asistență socială, de sfințarea ordinelor și congregațiilor călugărești, încercarea de înființare a unei biserici catolice fără a fi supusă papei de la Roma, se vorbea despre furioasă activitate reacționară și pro-imperialistă a Vaticanului și altele. De toate acestea, trebuie să ținem cont ca să vedem care era cadrul în care a suferit persecuția Monseniorului Dica. Acesta era legitimatul în care a acționat Monseniorul Dica din 47 până când a intrat în cursa anchetelor și torturilor. Dar a avut simțul unității bisericii și a legăturii cu simbolul acestei unități, Sfântul Părinte Papa de la Roma. În timpul anchetelor a fost torturat ca să mărturisească prin cine a comunicat cu Roma și în ce fel. Există undeva un document care spune că nu s-a putut face o anchetă continuă cu Monseniorul Dica pentru că nu îi rezista inima, avea totuși ceva. Avem și mărturia scrisă a părintelui Menghes care a aflat de la Monseniorul că a fost chinuit prin simularea de spânzurătoare de circa 80 de ori. De circa 80 de ori. Simularea de spânzurătoare. Anchetatorii reușiseră să afle că Monseniorul Dica se temea de spânzurătoare. Iată ce spunea Monseniorul Menghes, ce a suferit pietrul doctrinei greu de imaginat. Tortura îi devenise atât de insuportabilă încât era hotărât să primească moartea din mâna lui Dumnezeu chiar prin spânzurătoare. Atunci, și asta l-a speriat imens, atunci l-au amenințat că vor spânzura pe bulevardul, pe un bulevard al Bucureștiului, în pielea goală, așa cum au fost spânzurați în alții prelați bulgari pe străzile Sofiei în octombrie 1952. El a luat amenințarea ca pe o decizie certă. I-a cerut un preot să se spovedească, s-a spovedit. Sigur că ora execuției nu a venit, dar a suferit mult din cauza acestor continui și grele încercări în închisoare, amenințări teribile. La 28 iulie 1953 apare rechizitorul Procuraturii Militare Teritoriale București, exemplu rușinos al funcționării justiției și în timpul comunismului, care îl acuză pe Monseniorul Dica de legături cu Franța, Italia și Vaticanul și de legături epistolare cu propriul său frate, Dimitru. Sentința din 1953 a Tribunalului Militar București stabilește pentru Monseniorul Vladimir Dica 3 ani de temniță grea, confiscarea verii personale și 200 de lei cheltuieli de judecată pentru complicitate la crime de înaltă trădare. Procesul a fost o farsă judiciară, iar condamnările s-au dat pentru spionaj în favoarea Vaticanului. Citez iarăși pe Părintele Menghes, șeful locului judecat, Ionul Vaticanului. Într-o zi citesc, cei 7 preoți din locul meu au fost scoși și duși într-o cameră unde ne așteptau 2 funcționari de la Tribunalul Militar pentru a ne comunica sentința Tribunalului.
aceste 20 de ani de muncă silnică, la minele de sare, monseniorul Mica trăia de temniță grea. Auzind monseniorul despre ce era vorba, nu s-a interesat de sentințele date, ci s-a așezat în fața funcționarilor și le-a zis: este o rușine ca un guvern să însceneze asemenea procese. Nu am nicio încredere în tribunalul vostru, nu se întâmplă. În ciuda neputințelor și a vârstei, monseniorul Ghica nu a fost purtat de roadele urii, dar el a răspuns cu măsura iubirii, măsura iubirii care toate le suportă. Iată ce spunea un istoric, Teodor Lavi, cunoscut anterior sub numele de Teodor Lodenstein, despre ultimele momente ale momentului Ghica. Monseniorul Ghica se stingea și își dădea seama că îi se apropie sfârșitul. Era la un loc cu monseniorul Ghica, aceste vreme. În ultimele zile nu mai putea vorbi. Îi lumezea în buzele cu apă. Sanitarul venea la fereastră cu nerăbdare din ce în ce mai mare. Cum? N-a murit încă? Monseniorul ceruse să fie îmbrăcat de domate în hainele preoțești. Îi le lăsaseră la închisoare, dar erau ferfeniță. Cogea, tătarul, le-a cerut, s-a așezat iarăși turcește pe patul de sus și a pus pete peste pete. Agonia discretă și demnă a vârfului preot a durat 11 zile până când medicul venit la fereastră a avut satisfacția să afle că, în sfârșit, mai murise cineva noaptea. Dispăruse unul dintre marile pericole care amenințau femeile regimului comunist și construcția socialismului. Noi toți eram deși. Apoi l-au îmbrăcat în haina preoțească, așa l-au ridicat din pat și l-au așezat pe podea, pe pătura pe care urma să fie scos afară. La 1854 sosea la București o scrisoare de la penitenciarul Chiraba, vă facem cunoscut că ziua de 16 mai 1954 a decedat în acest penitenciar numitul Vladimir Ghica, care a avut un domiciliu. Părea a fost mai mic în cartea intitulată monseniorului, în capitolul 8, bilanțul lui vieții, notează, pe patul de moarte, lipsă de preot, s-a mărturisit public, cu voce tare. Cel care scrie aceste rânduri confirmă autenticitatea cuvintelor rostite atunci de monseniorul Ghica. Mor cu conștiința împăcată, că am făcut tot ce am putut, deși nu întotdeauna tot ce a trebuit, pentru adevărata Biserica lui Hristos, într-o perioadă tristă pentru țara mea și pentru întreaga lume civilizată. Eu sunt sigur, astăzi, de monseniorul Ghica ca martir. Este un martir. Dar eu nu am puterea să declar aceasta. Trebuie să facă Biserica la Roma să declare acest martiriu al monseniorului Ghica. Va veni și în momentul acesta, cu siguranță, procesul canonic este în curs, dar eu personal cred că monseniorul Ghica este un martir al bisericii noastre și al poporului nostru. Și mulțumindu-vă pentru atenție, dau cuvântul următor.